Hristos a înviat. Astăzi, în acest episod, mama strictă a lui Darusel 2012 a făcut o cameră secretă în camera de gaming a lui Darusel și l-a spionat să vadă ce face el singur când nu e nimeni prin preajmă, iar pe seară l-a speriat extrem de grav, acesta crezând că este bântuit. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți pentru că a fost super amuzant după părerea mea. Mai vreți farse de genul? Scrieți în comentarii. Este o nouă zi în care o să fie de fapt cea mai șmecheră zi de până acum, pentru că eu vreau să-i pregătesc lui Darusel ceva. Nu vreau să vă mai spun prea multe, doar că trebuie să fac liniște pentru că Darusel cred că se află la somn. Mamă, e ușa deschisă la el în camera, oră, trebuie să fac chiar mare liniște. Și vreau acum să mă duc, să sperăm totuși că nu e aici în... Va, ok, deci nu e aici foarte bine. Pentru că acum vreau să-i fac lui Darusel o mare farsă, ceva de genul. Vreau să-l spionez, vreau să-l trolez, vreau să-i fac foarte multe lucruri și da, știți ce vreau eu să-i fac lui Darusel? Vedeți că am pus chestia asta aici și vă întrebați oare ce e bine, dacă mai știți voi când făceam trolurile alea în care erau niște blocuri de astea ascunse în care puteai până la urmă să ieși, adică era un bloc din acesta și puteai să intri prin el, de fapt nu se vedea nimic, doar dacă te duceai așa cum este și acesta aici și după cum puteți vedea, partea asta este locul eu unde să stau ascunsă, dar nu este doar asta, pentru că vreau să fac mult mai multe chestii, nu o să las locul așa, ok, vedeți, dacă intru aici să vede practic toată încăperea asta, când o să vină Darusel aici, practic eu o să îmi dau seama, o să-l aud, o să îl văd, o să văd tot ceea ce face el pe aici, cum se comportă și toate astea și vreau să-l trolez, vreau să-i fac ceva să fie așa înspământător horror, vreau să-l fac chiar să fie horror și vreau să mai aflu și niște informații să vedem ce face el în timp ce nu e lângă maica sa, când e el singur și așa la calculator, la toate astea, cu cine stă el, cu cine vorbește și așa. Ei bine, acum mă gândeam să fac ceva de genul, să extind partea asta, dar dacă extind, hai să intrăm în partea asta deasupra să urcăm, ca să vă zic despre ceea ce este treaba, cum se treaba aici, care este vorba, vedeți că practic este acoperișul. Și în partea asta eu trebuie să spar din asta și aici la acoperiș, eu trebuie să fac așa un fel de încăpere. O să arate cât de cât ciudățel, sincer, dar eu zic o să merite, sincer, pentru că într-un final nu o să-și da Darusel seama, așa să-i tot ce contează, pentru că partea asta nu prea e vizibilă, chiar nu cred că e vizibilă, chiar nu cred că o vede Darusel dintr-o parte și eu zic că n-ar avea cum să ajungă aici, doar dacă urcă el aici sus și o să vadă așa, dar nu cred că o să-și dea seama, nu știu sigur, dar să sperăm totuși că, măcar pentru moment, când o să fie treaba asta, când o să-i fac eu farsa acum, când o să-l trolez și o să-l spionez și o să-l bântui și toate chestiile astea, să sperăm că o să fie totul bine. Și acum, hai să ne apucăm să facem toate trebuia, să trebuie să luăm câteva materiale, să facem aici pentru că vreau să fac foarte frumos, cred că o să folosim blocul acesta, de fapt nu cred că folosim blocul care se află afară, adică acesta, practic se numește Yero Terracotta ăsta și da, să sperăm totuși că o să iasă bine și scrieți-mi acolo în comentarii ce farsă vreți să-mi fac lui Darusel. Ok, bun, am început să sparg aici, să sperăm totuși că nu se va trezi Darusel, pentru că dacă se trezește Darusel o să fie cam riscant, sincer, să sperăm că nu o să-și dea seama, măcar să se trezească când o să termine asta, că plana practic de asta facem, să se trezească el când o să termine aici. Acum trebuie să ne apucăm de zona asta și o să ducem ceva de genul cam așa, mamă, și nu știu exact cum o să ducem, sincer, pentru că mama o să se vadă, dar nu o să vadă oarecum, sincer, trebuie să ducem mai așa și aici nu știu cum o să facem să nu-și dea el seama, mă, frate, că e pe aici, e foarte riscantă toată treaba asta ce încerc eu să fac, dar hai că lăsăm așa în partea asta. A, uite, dacă sparg nu e nimic, hai că e bine. Și în partea asta dacă sparg, ok, mamă, deci putem să spargem și partea asta, hai că e bine, mă, hai că merge cât de cât, ok, chiar merge ok partea asta, chiar este totul bine momentan, n-avem nicio dificultate, sincer, spargem și aici, mamă, deci chiar n-avem nicio dificultate, normal, hai că punem asta așa, în partea asta spargem aici și cam asta o să fie toată zona. Acum trebuie să luăm blocurile astea și să punem aici deasupra, cred că o să mai ducem două blocuri de astea în sus ca să arate cât de cât mai ok zona. În partea asta o să fie fix aici, așa că n-am ce să fac, sincer, aici n-am ce să fac aici, că după ar da urât, s-ar vedea urât, pentru că poate să vadă din interior dacă s-ar uita el, deși nu cred că s-o uite, dar sunt și noi precauți aici să nu pierdem aici toată zona asta, construim în partea asta, cam așa ce vedem, hai că sunt partea asta liberă oarecum, partea asta, da, partea asta o să lăsăm oarecum liberă, că poate mai punem ceva chestii de genul pe aici, și aici hai să ne apucăm să construim partea asta sus, momentan Darusel nu este aici, este bine că asta nu ne împiedică aici la construirea practică a camerei foarte frumoasă pe care noi o să o facem aici. Și diamă, dacă mă uită din partea asta, bă, chiar nu s-o dă seama, chiar nu s-o dă seama, chiar arată ok, sincer, chiar arată ok și bine că am mai făcut o cameră nouă, pe care, până la urmă, cred că chiar ar fi trebuit să apară camera asta odată și odată, sincer, adică nu strică, sincer, după părerea mea. Ducem partea asta așa, ăsta este ultimul strat, practic, aici și, da, nu cred că o să mai fac ceva deasupra sau o să-l fac ceva de genul cam așa și cam atâta, nu o să fie ceva mai greu, dar atât pentru că nu vreau să-l duc cât mai sus, o să duc fix partea asta aici, aici acoperim fix așa, că ducem partea asta cum am făcut așa aici și cam asta este tot acoperișul, nu o să-l duc mai sus, adică mai mult, dar o să-l duc direct așa pe drept, cum ar veni, nu o să fac aici, cum e aici, vedem, să cam așa, nu o să-l fac, hai că deja ne încurcăm, am terminat acoperișul, mama
strictul, o să-i dea de cap lui Darren Serra, să fie totul bine, foarte frumos. Și acum trebuie să punem aici, că punem o lumină aici, una aici, totul să fie bine așa în partea asta. Și cam asta este toată casa. Și da, hai să vedem acum, trebuie să ne ocupăm de interior și să vedem dacă vine Darren Serra spre întotdeauna, că n-a venit în partea asta, ok, deci n-a venit. Și bine că uitați să vedem și partea asta, dacă vine prin partea aia și dacă e ce la toaletă, bine, nu vedem, practic, nici la toaletă, doar dacă e la chiuvetă aici. Și vedem oarecum și din bucătărie, dar nu prea vedem, sincer, foarte multe, dar tot ce contează este că vedem aici și pe acolo, dacă îl vedem pe dar sau să fie pe acolo, vedem cât de cât. Și aici e bine, cum se iasă totul bine, o să-l bântuim, o să-l spionăm, o să vedem și ce mai ascunde Darusel. Și da, hai să ne apucăm de interior la casa aceasta și dacă spargem partea asta, mama, hai că e bine că putem să punem pe aici pe jos foarte lejer să fie totul exact la fel, pentru că, a, ok, deci din partea asta nu merge, în partea asta trebuie să lăsăm așa, din păcate, dar ai, hai că arată cât de cât ok, chiar arată ok, e cu model din ăsta mai așa, în partea asta vedem ce punem modelul, ăsta este tot modelul, arată ok, îmi place casa, nota 10, sincer, chiar este o casă super reușită, o cameră, de fapt, că nu e casă, și da, acum ne apucăm de interior, să vedem să facem aici, să modernizăm, să noi, să facem și noi foarte frumos și după aceea ce să mai facem? Mai facem direct să trecem la, practic, când o să vină dar să sperăm totuși că o să vină aici ziua aceasta, dar dacă nu o să vină, o să vedem cum o să facem, o să-l aduc eu oarecum să vină aici la calculator, o să zic eu niște chestii și îl atrag eu cumva, dar hai să ne apucăm acum să vedem ce punem aici, facem o idee, habar n-am sincer ce cameră o să fac, dar probabil o să fac ceva așa, nu știu, să fac o cameră așa, nu știu, specifică de femeie, ceva, habar n-am, o să vedem ce să facem. Bun, m-am gândit să fac aici o florărie, să, nu știu, să fie niște flori aici puse, pentru ca Darusel, când o să termine florile astea, practic aici, când o să le pun, dacă Darusel o să ajungă oarecum la un moment dat să-și dea seama de camera asta, să-i zic cum ar veni, că am vrut să fac casă de flori, că nu e ascunsă, că nu știu ce și toate astea, mă, ce s-au zis, s-au zis ceva, mi s-a părut că s-au zis ceva. Mă, Rafael, mă, fraier, mă, așa, bine, bine, gol, bine, bine, măi, băi, ia să zici aia, make ghost, mamă, mamă, bă, o să mă fac și fantomă, ei, uite, mă fac fantomă, bă, a, bă, da-s prost, mă, bă, uite, mă, că îți face, îți face blocuri, mă, bă, da, bă, da, oare de ce asta aici, Bă, dar prost e copilul ăsta, doamne, trebuie să mă duc aici, mă, ce prost e fiul meu, mamă, e prost rău, dar să uitați-vă pe bune, ia că mă duc eu în partea asta aici, trebuie să iau astea să fac aici foarte frumos și în partea asta să reducem ceva de genul așa, o să fac florăria asta, ai carat ok în partea asta și acum aici o să pun, o să pun floarea asta, asta o scot aici din colț și pe aici o să pun cam tot la fel, uitați-vă în partea asta foarte frumos în partea asta așa, ce, ce mai facem la mama, e pe aici? Dai, dai, Ioane, Ioane, dai, Ioane, bine, măi, Ioane, băi, Ioane, bă, da, dai, ești prea slabă, Ioane, ești prea slabă. A, Darusele, mama, ia, du-te de aici, a, bă, de ce ai venit, Darusele, aici, că vă, cum ți-ai dat seama că sunt eu aici, Darusele, vreau să-ți fac o surpriză, mamă. Pe frate, mami, eu tot de ce mai vorbește, mai încet, că eu, dar să știi să vorbești, mamă, că deja mă enervezai, lasă-o în pace să fac aici asta de flori, Darusele, du-te de aici, du-te și joacă-te acolo liniștit. Ok, mama, încet, că vorbești prea tare. Ce mai încet, Darusele, eu vorbesc prea tare, tu nu vezi că tu te încurci în cuvinte, doamne, lasă-mă, aulă, mamă, și-a dat să, și-a dat să seama din prima, băi, și ce mai fac acum, acum mă mai spionez eu pe el, mamă, sper să nu-i dea seama, te-a pisat, trebuie să fac eu altceva, trebuie să plec de aici, sper că nu mă mai aud acum, trebuie să fac cumva, deci hai că lăsăm zona asta așa, că și-a dat seama, oricum, deja, bine măcar că am apucat să fac asta și nu și-a dat seama cum ar veni, că eu vreau să-l spionez și să-l bântui și toate astea, o să ies din cameră, o să zic așa cum că ies, dar de fapt nu o să ies, o să vin tot pe aici, ceva genul, să nu-i dea asta seama, și după aceea o să înceapă farsele și toate astea, să-l auzim și ce mai vorbește, prima oară îl spionez așa sau ce vorbește, după vreau să-l bântui cu ceva, a, știu ce fac, mă transform din nou în acel iepuraș foarte rău și o să-l trolez, o să-l bântui, da, hai acum stai puțin, Darusel, mamă, Darusel, Darusel, auzi? Darusel, Darusel, mamă. Darusel, Darusel, trezirea! Ce, mami, ce vrei? Ce ai, mă, Darusele? Bă, ești țâvnos, Darusele, ce ai? Doamne, iartă-mă, Darusele, stai, mă, și joacă-te acolo, ta, dorme aici pe scaun, dacă nu, du-te la tine în cameră, Darusele. Ok, hai că... Nu, no, Darusele, rămâi aici, Darusele, gata, rămâi, Bă, Darusele, cât de prost e asta, că sunt în propria capcană, am și uitat eu de capcana asta, bă, Darusele, așa prost ești, mă, mamă, Darusele, cât de prost ești, copii, Darusele, unde ești, Darusele, Darusele? Darusel, mama, unde ai dus, doamne? Asta s-a dus în cameră la mine. Darusel, mă, ce, doamne, iartă, mă faci acolo, Darusel, mama. Darusel, ce-ai văzut voie să vii la mine în cameră?
trapar, dar să-l du-te înapoi sus la calculator. Hai, du-te și joacă-te, dar să-l gata, du-te da și joacă. Dar mi-e somn, mami, dar mi-e somn, când ai da, șase noapte, nu există șase noapte, există șase dimineața, dar să-l ai treci acum, dar să-l șase după amiază, șase dimineața există, nu noapte, ai treci, dar să-l du-te în cameră, dar să-l și ai grijă cum ai cază aici, chiar ești prost, dar să-l vino, hai, urcă, ai grijă, dar să-l, hai. Doamne, uitați-o cât de prost e copilul ăsta. Hai, chemă! Hai, că am căzut și eu, am vrut, dar să... Doamne! Dar să lasă-mă cu porcările astea tale, dar să le... Hai, du-te la tine acolo și joacă-te. Mamă, trebuie să fac cumva, cum am deși atins, că nu știu cum să fac. De ce s-a să-și la calculator și eu trebuie să intru tip-til, dar înainte să intru tip-til. Mă, ce tot faci, mă? Doamne, cât de prost ești, copile. Hai că-ți fac eu asta la loc, că deja vă că ești prost, dar să le mamă. Dar prea prost ești, mă, copil. Băi, prea prost, mă, copilul ăsta. Deci n-aveți idee. Bă, dar să le ai, lasă-mă în pace, că deja ești prea prost, bă, copile. Fă-ți asta înapoi, dar să le. Așa ți le-am făcut, așa. Sunt profesionistă builder, dar să le. Acum mama ta e profesionistă, pentru că eu mi-am făcut acolo la flori. Dar să le. Mă mai duc să văd dacă sunt florile în regulă, după mă duc la mine în cameră. Bine, de fapt trebuie să mă duc până la mol, dar să le, bine? Ok, du-te, pat, iubim, să ai grăti, bine, dacă nu te du-te. Gata, hai că mă duc aici să mă mai la flori și după plec la mol. Hai, pa, dar să le. Ok, deci mă uit aici la flori. A plecat. Băi, oameni, papa, da, cum ce le-a plecat? Ce mă duc la flori, copile. Băi, ne simțim la răsă, așa țip când plec. Așa țip. Du-te, mă, stai aici la răsă, stai acum. Lasă-mă că eu plec, ok. Ok, gata. Hai că am plecat acum, deși stai atenți. Acum vreau să mă stă, să mă... Mă, ce te cauți, dar în sele? Lasă-mă, am plecat. Lasă-mă. Pleacă. Ok, mă, da, ia, pleacă. Bine, dar să că nu mai știi să mai vorbești. Bun, stai enervan, copil. Băi, băi, sunt eu slab la jocul ăsta, bă, cum adică vreau să pierd? Dar în sel, mama, n-am plecat de acasă. De ce tot țip? De ce te-au țip în dar să le... Vrei să-ți dau calculatorul? Nu, mami, ba. Doamne, dar să le, gata, ok. Și acum vreau să mă duc să... Băi, oameni, băi, oameni, ești tu un slab. Bă, lasă-te pe tine, bă, cum adică să pierd, bă, tu mă giu. Bă, urtele. Acum ce vrei? Acum acum țin la mine, dar să-l... Ce-i cu Ion? De ce vorbești urât de el? Dar să-l lasă-l, că te crezi tu mai presus, dar să-l... Că dacă el nu e bun la un joc, înseamnă că tu nu trebuie să fii bun la jocul lui. Poate el e bun la alt joc, dar să-l... Așa că nu mai faci așa cu el. Ion, scuză-l pe băiatul, nu e cam prost. Hai, joacă-te, dar să-l acolo și taci. Fii cu minte, dacă nu, stă calculatorul, bine? Ok, ma, uite, păi oare și ești un slabă chiar, așa că mai jucăm. Doamne, dar să ai taci când te aud, hai că plec, doamne, ok, gata, am plecat. Acum trebuie să mă duc să mă transform în iepuraș și vreau să mă duc repede, tip-til, să ajung în zona aia și să-i fac eu farsă, dar să-l bântui și toate astea. Dar hai, acum mă duc, unde am eu hainele de iepuraș, trebuie să mă duc, nici nu știu unde mai era, trebuie să mă duc la baie aici sau în partea cealaltă, jos, hai că mă duc în partea asta la baie, mă transform în iepuraș și după aceea o să vedem cum o să facem, dar, bă, fiți atenți, hai să fac, mamă, că tot sunt astea pe aici, dar trebuie să iau ăla de gos, fiți atenți că fac o intrare pe aici, ca să nu mai fie treaba, să nu fie totul rău, ca să mă mai complic eu acolo, intru direct de aici și trebuie să iau, practic trebuie să iau partea asta, trebuie să iau astea, să le fac de ghost block și să fie totul bine, până la urmă intrăm aici să fie frumos, că dar să nu accesează el partea asta, dar ok, deci ajungem aici și trebuie să facem și ăsta la fel, mamă, deci din ce în ce mai greu, ok, deci din ce în ce mai greu, să sperăm că nu o să-și dea tare să-l seama, dacă își dă seama, o să fie cam nașpa pentru mine, dar ok, sparg aici și trebuie să spară și aici, dar supra, ok, de fapt, nu, hai că n-am cum să fac aici, din păcate, n-am ce să-i fac, hai că sparg astea și trebuie să intrăm pe locația, hai că e transformat acum iepuraș și vedem ce o să facem, o să mergem normal, practic, că n-avem ce face. Bun, gata, m-am transformat, sunt iepurașul, nu mi-am pus vocea de iepuraș, pentru că vreau să-mi pun vocea de iepuraș demonic, dar acum, ca să mă auziți voi bine, o să fac cu vocea mea normală de mama lui Darusel, și acum, hai să mergem, til, să ajungem acolo sus să nu ne vadă Darusel, o să ajungem în cameră acolo și după aceea o să vedem ce mai vorbește Darusel, îl spionăm și tot așa și când se face mai întuneric o să înceapă practic farsa în care îl bântuim, o să fie totul horror cu iepurașul. Băi, oameni, bă, da, hei, oameni, hei! Ia țipă să luăm ce să fac. Nu mă ajung tine, bă, da, lasă-i cu mă! Și ne-ai simțit un friend și sunt la mai joc! Nu mai stăgești cu mine, urătule, hackerle! Băi, bă, ce copil! Ok, mamă, ia, fii antenă, ia să mă duc eu să-mi iau green screen-ul, că vreau să mă apuc să fac live, iară, că cred că fanii, cred că fanii nu, fanii lor meu, sau să nu o să ne fie doar de mine, așa că acum o să-mi iau green screen-ul. Mamă, de ce s-a apucă din nou de live-uri, zice, mă, s-a apucă să din nou de live-uri, mamă, păi treia să vin ca maică sa, mamă, fiți atenți, mă transform din nou mama lui Strix, sau nu, îl bântui direct pe live, nu mă transform mama Strix pe live, îl bântui direct pe live, mamă.
Mamă, o să fie frumos să-l solbântui chiar pe live. O să-mi pun vocea de iepuraș demonic. O să-l bântui, așteptăm să se facă și mai întuneric și o să fie totul perfect. Darusele, nu o să scap pentru toate falsele pe care mi le faci mie, mamă. Nu o să scap, Darusele, atât de Darusele, îmi pare rău de tine. Bă, și de unde ai părut iepurașul ăștia? O, tu apărăște iepuraș pe aici? La stat de florea mea a apărut iepuraș interesant. Interesant cum a apărut iepurașul ăștia aici, sincer, nu știu. Cred că sunt ea de adăsese Darusel de Paște sau nu știu care e faza. Dar o să fie totul bine. Ia mă să vedem mai ce mai facem, mă, copilul ăsta aici. Dacă ok, poți la ce fie antena live. Bun venit la nou live. În acest clip ăsta, în acest live o să ne jucăm Call of Duty. Hai, 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 bun? Bine, mă, pe stânga, băi, băi, Oane, pe stânga. Bine, Oane, pe stânga. Bine, măi, Oane, mă, uite, așa se câștigă. Mă, bun, mi-e, doi, vei, acum o să mișcăm un cumeci. Și după o să ne băgăm pe Minecraft, după pe fără, după pe nisecă și nani. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, nu știe să facă live. Am înțeles care e faza cu el acolo, dar da. Bă, s-a făcut un apă, înseamnă că trebuie să înceapă tot. Bă, dar cum adică bă, nu-i Paște, nu, uite, eu sunt consumat de ăsta de Paște, 1 martie, uite, eu sunt Arsel, iepurașul, țom, șom, șom, bă, și antenă, hai să mă băgăm un meci, hai, Oane, Oane, eu, bă, peste ca pe sata, bine, acolo, uite, nu știu, bine, mă! Ce tu vorbești, mă, copilul acolo, bă, dar o să zici că e Paște, mă, ce are, mă, acolo, mamă, deci fiți atent că a început să facă live și trebuie să îmi pun eu vocea în aplicare, dar îl mai lăsăm puțin așa, mă, ce mai facem ăsta pe aici, ia, ce mai facem, nu mai face nimic, ok, mamă, deci uitați-o, iepurașii ăștia, bă, ce, unde s-au dus toți iepurașii ăia, what? Doamne iartă-mă, cum a căzut iepurașii ăia acolo, da, ok, dar să ăsta e prea prost copilul, dar, pe ce facem ăsta, face live și nu mai face nimic, stă așa acolo, mamă, nu, că acum trebuie să intervine ăsta, trebuie să intervine ceva pe live, că live-ul ăla, ce fraier ești, Oane, bă, hai, unu, vii, unu, Oane, vii, unu, vii, unu, hai, hai, uite, așa, Fiantele la fiantele, o să pun hack-urile. Gata, hai, 3, 2, 1 și... Dei, bine, hai că am câștigat, Ioane, easy și ton. Mama, ce la... Am la bani pe care am dut-i. Mamă, ce copil prost e ăla, mă, frate, mă, mamă, ce copil prost e ăla. Uitați-o ce live plictisitor are. Dar live-ul ăsta plictisitor o să devine din ce în ce mai interesant. Pentru că acum, hai să înceapă distracția. Hai, oare ce fraier ești, am bătut. Ok, deci chiar trebuie să înceapă distracția. Dar să-l pe live nu e nicio distracție, o plictisară maximă. Să înceapă distracția acum când se... Mi-a donat 1000 de euro, poate povărul, cum îl cheamă, Alex Roiz, poate povărul, bă, mersi, bă! What the fuck, ce crezi că i-a donat cineva 1000 de euro și acolo scrie 1 euro, bă, toate când apărăți de copilul ăsta. Lasă, că o să fie acum interesant live-ul lui, pentru că o să vină iepurașul demonic. Hei, Oane, mamă, băi, Oane, bă, hai, hai, bă! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Bă, cine ești, bă? Bă, bă, la viață, la ai vrut! Bă, dar nu se... Că e deja prost copilul ăsta. Dar Sel, mamă, alo, mami, la tine în cameră, sus, dar Sel, vin la tine în cameră, la tine în cameră, sus, dar Sel, hai, vii, de vii? Mami, unde ești, mami? Unde ești, mami? Uite, ești Florin? Bă, nu, aici, dar Sel. Ce, mami? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.